numesc Turcanu Cosmin și am 15 ani. Am hobby-ul de tenis de masă. Păi când eram mai mic, vedeam cum se juca frații mamei mele și am văzut că ea joacă și am spus să joc și eu cu ei. Mă inspir bunelul meu de la Fundul Vechi cu, împreună cu tatăl meu. Tatăl meu m-a ajutat, tatăl meu. Cum? Prin faptul că mi-a arătat fiecare mișcare, fiecare regulă, mi-a cumpărat paletă profesională, minge și mai este. Pentru că în sportul ăsta nu este așa de complicat și joci mai mult cu picioarele, dar joci și cu mâinile. Dar, de exemplu, la alte sporturi nu joci și cu mâinile. Pozitiv, am învățat că trebuie să fii calm la acest joc, adică nu trebuie să te enervezi, trebuie să joci calm. Și negativ e faptul că dacă cineva pierde din adversarul tău, se enervează și deja începe să înjure, să se bată sau în alta. Trăiesc sentimente de bucurie pentru că mă învăț să joc un joc nou și emoții la fel. Jucătorul ideal înseamnă să fii un jucător isteț, calm și nu mic, de asta așa, normal, înălțimi, slăbuți, nu tare gras, calm, așa să fii, nu nervos, să joci cu tactică și cam așa. Am avut așteptările de a fi destul de bun, să fiu cel mai bun din echipă. De realizări, eu sunt egal, sunt primul loc cu un băiat la joc. Urmăresc scopul de când voi crește mai mare să mă duc la un colegiu și de tenis de asta de mare după ce mi-am învățat studiile care le-am și să devin un campion. Pe calea de începător a fost greu pentru că prima dată nu știam colegii cum joacă, nu știam tacticile, jucam mai greluț, pierdeam, mă enervam și astea. Și acum greutățile care le întâmpin, sunt că, de exemplu, colegii se enervează și eu, de exemplu, nu pot juca, că mulți mă încurcă la joc. Unul strigă, unul fluier, unul mă numește, unul alt, așa. Sfatul de a încerca acest joc, acest hobby, acest sport și să fii calm, să-și ia ceva. Dacă cineva îi spune ceva, nu atrage atenția, nu te duce la mama, nu te duce la tata. Fii atent la joc, fii atent, uite-te la televizor, la jucători, la tactici, la tot. Ia-ți o paletă bună, o minge bună și joacă. Am un mesaj întotdeauna, chiar și dacă nu la sportul ăsta, întotdeauna când jucați, calm și să fiți buni, adică să încercați să fiți cât mai buni și să nu dați un pas înapoi și să nu picați pe locul 2. Întotdeauna să fiți sus.